găsit, dragi prieteni. E un pic de așteptat pentru că am văzut case și pe la alții. Văd prin ziarele astea de cancan cum la divorț cântăreți, da, și cântăcioase își împart tot așa 3-4 case. Asta înseamnă că 4 împărțit la 2, 3 împărțit la 2, sunt niște case și pe acolo. În orice caz, adică ce înseamnă asta? Vreo 7 case, iată, făcute pe din 2. Să câștigă bine, nu numai din politică, aceeași minciună, sigur, și în cântec, ca și la putere. Astăzi însă, un eveniment, dincolo de decernarea Premiului Nobel pentru Economie, Ion Iliescu, spre care așteptăm, desigur, cu totul și cu totul alte vești, și-a lansat autobiografia Destinul unui om de stânga. Însă, fostul președinte promite că nu va fi ultima carte și că ar putea să-i mai adauge cel puțin un volum. Sunt 17 capitole în această carte, în care, printre altele, asta s-a dat publicității mai mult la noi și asta s-a comentat. Ce spune Ion Iliescu despre Nicolae Ceaușescu și despre Coana Leana? Nivelul de cultură era foarte limitat, adică la Ceaușescu, dar avea o oarecare istețime. Bun, asta se știe despre toți oamenii proști, în general. Istețimea nu este specifică ființei umane. Istețimea este specifică oricărui suflet. Da? Și cărăbușii sunt, de exemplu, isteți, dar nici ei n-au cultură. Deci asta, și copacul are istețime, da? Nu este citit. Deci asta nu este un argument. Știam cu toții despre Ceaușescu, ce ne spune Ion Iliescu, dar interesant este cum se dă pur și simplu la Coana Leana, și aici vrem să-l atenționăm un pic. În ceea ce o privește pe Coana Leana, aceasta era modestă în plan mental, era limitată total, nu cred că a citit ceva vreodată, vreo carte, dar i-a plăcut să acumuleze titluri științifice. E slab Iliescu, e modest în descriere, se vede că harul scrierii nu l-a avut niciodată, dar pe lângă asta mai este și ingrat, deoarece trebuie să reamintim opiniei publice, că asta era practic ideea, că el îi datorează bruma de carieră politică pe care a făcut-o cel puțin înainte de Revoluție cu Coanei Leana. Chiar el recunoștea că a dormit la 13 ani în același pat cu ea și a recunoscut că un unchi de-a lui, care a fost un pic mai apropiat decât ar fi fost cazul de Coana Leana, i-a prilejuit până la urmă această ascensiune. Așa a ajuns el să devină un personaj la un moment dat important în regimul Ceaușescu. Țineți minte și acele imagini când el le căra cercul sau îi asista la partidele de volei sau le ridica la propriu mingile la fileu. Ion Iliescu era de pe atunci ceea ce se poate numi un semi-politruc, da? Un individ puțin și la minte și mai ales la viziune, asta a fost. Și dacă ar fi să facem așa o paralelă în istorie, mare diferență între el și Nicolae Ceaușescu n-a existat. Adică o fi fost un pic mai citit Ion Iliescu, dar nu i-a servit la nimic lectura. Pentru că încă o dată nu este important să citești, vorba lui Eugen Ionescu, un pic totuși cred că mai răsărit decât Ion Iliescu, așa că îl putem cita. Nu contează ce citești și nici cât, contează ce citești. Și mai ales și mai important ce reții, ce aplici din ceea ce ai citit. Ion Iliescu n-a aplicat decât prostii, lucruri care nici măcar nu erau ale lui. Deci din punct de vedere al carierei politice, Nicolae Ceaușescu a fost peste Ion Iliescu. Asta este evident. În primul rând că a dăinuit aproape de 2 ori și jumătate mai mult decât prostul de Iliescu. Da? Ceaușescu măcar a însemnat ceva. Malefic, sigur, rău, catastrofal pentru România. Ion Iliescu n-a fost decât o pur și simplu o scursură a unei societăți bolnave, al lichelismului de atunci, care l-a suportat pe el. Ion Iliescu, astăzi foarte mulți oameni politici, unii dintre ei chiar mi-au povestit chestiunea asta, nu neapărat direct, da? Mi-au povestit, adică am auzit-o și eu, nu-și explică foarte clar motivele pentru care Ion Iliescu a rămas să conducă țara atâta timp. Pentru că nu avea practic absolut nimic, nici în clin, nici în mânecă cu asemenea poziție. El era un mediator, într-adevăr, dar unul prost.
Nu era un tip care să aibă nici viziune, nici anvergură, nici calibru, da? Nu s-a remarcat practic prin nimic. A fost uns atunci pentru că era o soluție comodă de moment, dar atenție, reamintesc asta. Tot un prostănac era, exact cum a fost și Ceaușescu la fel de prost în momentul în care l-au numit la putere. Știm foarte bine, da? Sperau să se descotorosească de el, să-l folosească un pic acolo pe post de marionetă și după aia să termine cu el, că și așa era un prostălău. Exact la fel și cu Ion Iliescu. Dar era o... nimic, da? În momentul în care a ajuns să conducă această țară. Bun, deci este și ingrat, dar ne așteptăm la lucrurile astea, pentru că omul ăsta nu și-a recunoscut niciodată nicio vină în fruntea țării, se consideră impecabil, imaculat, trebuia să ia 25 de ani de pușcărie, din care să execute vreo 10-12, și după aia să iasă și să nu mai auzim niciodată de el. Ăsta ar fi fost destinul corect al lui. Adică dacă Ceaușescu a fost împușcat exact ca un câine și Lucoana Leana i-au zburat creierii prin garnizoana aia, odată cu pantoful ăla cu toc, cam asta trebuia să fie și soarta lui Ion Iliescu, la o altă scară, scara unei societăți care nu mai avea, de exemplu, pedeapsa cu moartea. Ok? Și îl băgam la pușcărie și acolo putrezea. Avem nevoie de sfaturile lui. Dar tocmai ca să îi reamintim cine a fost, am trecut în revistă această lansare absolut nepotrivită de carte, Destinul unui om de stânga. Așa se numește. Ion Iliescu n-a fost altceva decât un necioplit aiurea și care habar n-are ce înseamnă dreapta și stânga. El își dă totuși cu părerea pe finalul acestui interviu pe care l-a și acordat, a fost invitat la Luca Niculescu la Digi24. Printre altele, da, întrebat și de chestiunea asta cu Gabi Firea, o consideră evident nepotrivită, întrucât nici el n-a avut copii, din motive pe care le-a explicat sau nu, mai degrabă din motive obscure. Și sigur că nu este de acord acolo cu intervenția purtătorului de cuvânt al PSD, deși aici ar trebui să ne întrebăm un pic. Purtătorul de cuvânt al unui partid de nivelul ăsta spune aceste lucruri de capul lui? Am auzit astăzi pe Klaus Iohannis la noi la post spunând că nici vorbă. Gabi Firea, dacă vorbește în calitate de purtător de cuvânt al unui astfel de partid, înseamnă că duce mai departe ideile partidului pe care șefii partidului, ghici, ciupercă, cine e, n-au curajul să le expună în public. Mă, normal așa ar trebui să fie, dar având în vedere ce țață e Gabi Firea și ce pămpălău e Victor Ponta, e posibil ca pe undeva, nu zic că e neapărat așa, da, încerc să găsesc și eu o variantă, mai abscons așa, e posibil ca țața să fi pus un pic și de la ea. Sigur, i s-a spus, doamna Firea, noastră sunteți jurnalistă, am mai uns-o ăsta un pic așa, știți ce, să aveți o intervenție pe tema asta, și ea, bineînțeles, a băgat de la ea vipera. Sunt convins că lucrurile cam așa au stat. Adică nu i s-a dictat lui Gabi Firea, nita mai Gabi Firea, mură în gură ce să spună, că nu e Zaharescu. Da? Ea are totuși o altă, arde focul ăla, o mistuie ceva pe dinăuntru și atunci sigur că și-a permis și ea niște tonalități acolo care sigur l-au dezavantajat pe premier, că ați văzut că după aia omul a încercat să o dreagă. Pe unde s-a dus? Nu numai cu biserica, dar și cu asta cu copiii, să pară totuși mai din popor în această idee. Bun. Ion Iliescu îi dă niște sfaturi, deocamdată doar câteva, dar o să-i dea mai multe, promite, dacă va mai avea zile și dacă Victor Ponta va avea de ce să mai primească sfatul, și anume că e un om mai impulsiv, e mai tânăr așa, un băiat inteligent, și am încredere că știe să învețe inclusiv din asemenea momente. Adică pentru Ion Iliescu, tot ce e sub 70 de ani e băiat tânăr, tot ce e sub vârsta lui mai are de învățat, iar inteligența asta o împarte așa cum împărțeau pe vremuri securiștii la Daciada sau la congrese stegulețele alea ale partidului și ale statului. Deci, ca așa, cu o dărnicie dintre aia, cu un zel dintre ăla superflu. Da? Ce mă interesează pe mine dacă Ion Iliescu te consideră băiat inteligent? Chiar nu mi se pare o calitate. Să spună Iliescu despre tine că ești un lichea, s-a demonstrat și istoric. Este chiar un lucru pozitiv. Să te laude Ion Iliescu e într-adevăr o josnicie. Bun.
Îi lipsește experiența politică necesară la acest nivel. Spune despre Klaus Iohannis, ceea ce e adevărat. E adevărat, Klaus Iohannis, l-am văzut și astăzi, am avut un pic de timp să mă uit la el. Nepregătit din punct de vedere politic, abar n-avea cât e salariu minim, l-a luat Oana Osman aia, sau cum o cheamă, de la evenimentul zilei aia, știa de 100 de ori mai multe decât el. Deci chiar n-ar fi rău de prim-ministru, doamna respectivă, bine pregătită, habar n-avea Klaus Iohannis, dar acum atenție, de aici nu trebuie să tragem niște concluzii de astea imediat, să generalizăm cum că omul e vai de capul lui. Pentru că asta nu înseamnă mare lucru. Nu este domeniul lui ăsta să le știe dintr-o dată pe toate. De altfel, oamenii politici pot fi prinși foarte ușor cu întrebări de tipul ăsta. Elena Udrea a întrebat mai devreme la masa asta despre relațiile cu Rusia. Ați văzut cam ce răspuns a dat. Răspunsul ăla îl dădeau colegii la facultate când nu citiseră. Deci trăgeau de pe bilet ciocoii vechi și noi și începeau să spună niște generalități despre Nicolae Filimon. Cam asta e. Și întreba profesoara, bă, dar tu ai citit? Și atunci, ca să mai câștigi 30 de secunde, ziceai da. Pentru că ea mai trăgea o dată aer în piept și zicea, păi atunci spune. Și puteai să o mai iei o dată de la capăt, te prindea după alte două vorbe că n-ai citit. Da? Dacă spuneai, n-am citit din prima, se termina în secunda aia, nu mai era niciun suspans. Și cam așa a răspuns Elena Udrea la relația cu Rusia. Nu era pregătită. Ce mai auzise și ea așa, prin jur. Deci, atenție, nici asta nu înseamnă, gata, opa, nu știa, la revedere. Nu. Oamenii politici mai au timp, până la vârsta lui Ion Iliescu, să pună și ei la punct cu niște situații date. Dacă ar fi supuși mai des unor teste de tipul ăsta, din istorie, din geografie, din politica lumii, din economie, în general de cultură generală, cum l-a prins Vulpea pe ăla, așa, ministrul învățământului, am vedea mai multe despre ei, dar asta nu-i descalifică, pentru că nu o să găsești în clasa politică niște oameni luminați. Poate neamțul ăsta, da? Dar într-adevăr e mai citit decât toți la un loc. Să aibă, da? el are alte probleme, nu are notorietate. Dacă te duci pe stradă acum și întrebi, îl știe cineva pe neamțul, habar n-are. Și ia 2%. De când ăștia au notorietate, și sigur că și asta este importantă, pentru că știm cu toții, degeaba spui adevărul dacă ești un nimeni, până că vei convinge, timpul se scurge în defavoarea ta. Deci Ion Iliescu știe mai bine cine-i pregătit și cine nu. Asta cu primarul de Sibiu, încă o dată spun, nu ar trebui să fie un punct negativ pentru Klaus Iohannis, faptul că vine de la Sibiu. Păi și da ce? Ăsta n-a venit de la Teleorman, viitorul prim-ministru Liviu Dragnea? Victor Ponta, dacă va pierde alegerile prezidențiale, probabil că nu va mai fi nici prim-ministru. Mă gândesc că va fi scuturat de PSD. Da? Va dispărea și probabil va ajunge al de Liviu Dragnea. Păi care e avantajul Liviu Dragnea, că a venit dintr-un județ neasfaltat față de ăsta care a venit într-o capitală culturală europeană? Păi atenție, nu mă interesează cum a obținut Sibiu titlul de capitală culturală europeană, ăsta e ca premiul Nobel în domeniul respectiv. Adică dacă l-ai luat, sigur că poți fi contestat, dar nu mai are nicio importanță. L-ai luat. Deci nu Alexandria a fost capitală culturală europeană, ci totuși Sibiu. Deci asta nu este un punct, să nu-i mai dăm în cap lui Klaus Iohannis pentru că vine de la Sibiu. Și pentru că are case și pentru că are mașini și pentru că șeful de la Bavaria, scrie evenimentul zilei, am înțeles, cu litere de o șchioapă în ziar, șeful de la Bavaria automobile, da, adică un Dumnezeu al mașinilor în Europa, i-ar fi închiriat lui nu știu ce mașină, nu știu ce casă, pe Chiselef, pe Primăverii, pe nu știu. Și ce contează, bă, tată? Stați un pic. Dacă Rovana Plumb, Miss Omidă Plumb asta, da, ne vorbește despre tăierea pensiilor și salariilor, ăsta este leitmotivul PSD-ului în campania electorală, oricine vine în afară de Victor Ponta o să vă taie pensiile și salariile, am mai povestit, nu o să mai revin asupra discuției, am povestit deja de nenumărate ori ce escrocherie, de fapt, este asta, ce șantajistă chestiune, mă, mie nu trebuie să vină unul rupt în coate. Klaus Iohannis nu reprezintă cetățeanul rupt în coate venit din Mahalaua Buzăului sau a Drobetei Turnul Severin. Da? Este un sas, da? Un individ spălat, scos din cutie, așa cum erau toți sașii în copilăria noastră. Da? Este un exemplu din altă categorie decât ăștia pe care îi vedem noi în clasa politică.
Foarte bine că umblă cu mașini de lux, mai ales dacă ele sunt germane. Foarte bine. Ideea că ăsta va vinde țara, cred că nu mai este de actualitate, mai ales că omul a rămas în România în loc să plece așa cum au făcut toți membrii familiei lui. Deci nici cu asta nu putem să-i dăm în cap. Faptul că, într-adevăr, este mai puțin cunoscut și stânjenește prin modul în care abordează problema, va mai câștiga un pic în diplomație. Deja am văzut că știe să răspundă la unele întrebări ca un politician. Știe la unele să răspundă exact cum ar răspunde toți politicienii. Deci lucrurile nu sunt atât de complicate la el. Reușește să se exprime cât de cât. Acum, când e șeful statului, poți să vorbești și mai încet sau mai lent. Nici Nicolae Ceaușescu, din câte știu, nu avea un debit extraordinar și totuși lumea l-a ascultat. N-avea ce să facă. Bun, Victor Ponta a participat la sfințirea Bisericii Greco-Catolice de la Bistrița. Dă bine, dar în campanie electorală nu ești alături de biserică atunci când și unde. A profitat iarăși de slăbiciunea oamenilor care sunt sub cupola circului, era să spun, nu. Nu, când se duc la biserică, în general, oamenii sunt un pic mai pioși, așa, măcar până ajung acasă. Și a făcut o declarație sfărăitoare, într-adevăr, de candidat. Toți cei care cred în Dumnezeu, respectă țara și legile țării, sunt buni români. Și vreau să fie foarte clar că nu va exista niciodată nicio diferențiere și nicio discriminare. Dar ce se punea problema să ajungem în Africa de Sud sau cu ce... Cu ce drept își alocă el astfel de exemplificări? Ce sens va exista nicio discriminare? Unde știe el? Ce? Declarativ, ce e asta? Deci toți cei care cred în Dumnezeu, eu să zicem nu cred în Dumnezeu. Da? Sau uite, Ion Iliescu a declarat de foarte multe ori că nu crede în Dumnezeu. De ce trebuie să fiu condamnat? Sau ce vrea să spună cu tâmpenia asta? România e o țară laică, dar nu are nevoie de Dumnezeu, în mod normal. Cum nu are nevoie Norvegia, unde Dumnezeu nu există. Nu are nevoie de Islanda, unde Dumnezeu nu există. Da? Nu are nevoie, nici o țară nordică nu are nevoie de Dumnezeu. Și o duc rău ăia sau cum? Deci, nu, este mai degrabă o gafă și asta. Până la urmă, ce încearcă să facă chestiunea asta? Să pună bine cu niște amărâți? Încă o dată spun, cu cât ești mai amărât, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu, adică de imposibil. Adică de un miraj, adică de un miracol, adică de nimic. Da? Cu cât ești mai aproape de chestiunile astea, încă o dată spun, nu ești tu atât de profund să îmi explici mie relația cu Dumnezeu doar pentru că ești candidat la președinția României. Tu n-ai profunzime. Religia nu este asta, ce vinzi tu la tarabă în Piața Mare. Atenție, asta nu este religie, n-ai nicio legătură. Ce vedem noi la televizor, popii, bisericile, da, ăștia care se duc și pupă oase de câine, asta nu e religie. Asta este exact, da, ca și cum te-ai duce într-un oraș turistic și te-ai așeza în mijlocul pieței principale la o terasă. Și îți vine ăla sau ce cartofi prăjiți. Tu întrebi, da, asta să mănâncă aici? Nu, tată, nu să mănâncă asta, dar acolo pentru turiști, ca să-ți ia banul repede să te execute, asta să mănâncă. Sau ce un hamburger, da, așa e și cu ce vedem noi la televizor. Asta nu înseamnă biserică. Oamenii credincioși nu sunt ăștia pe care îi vedem noi la televizor. Deci nici într-un caz nu politicienii. Ei vor să câștige niște voturi pentru că nu se pricep la altceva. Dumnezeu nu ar trebui scos în cale în campania electorală când tu ai treabă. Lasă-l în pace. Vezi-ți tu de treaba ta și așteaptă la sfârșit, sfârșitul vieții, de exemplu, să te răsplătească cu ceva. Asta mi se pare relația pe care ar trebui să o aibă un om cu Dumnezeu. Nu al pomeni în fiecare zi, practic ca pe o amenințare, ca pe un scut. Da, el vine cu Dumnezeu, spune, bă, gata, l-a pomenit pe Dumnezeu, gata, ce să mai zicem de el? Adică chipurile, ce, n-am voie să-l înjur pe Victor Ponta într-o biserică la Bistrița? Dar de ce nu? Ce-i biserica lui Victor Ponta aia sau ce? Nu? E o biserică făcută de niște unii care și-au făcut o afacere. Ce contează? Deci lucrurile sunt fals plasate, evident, pentru prostime țin. De aia să și merge așa. Și în loc să vorbească de lucruri concrete. Și am mai văzut ceva foarte important, fraților, în campania asta electorală. M-am tot uitat la candidați, cum se înjură unii pe alții, cum își găsesc vini unii altora, cum au pete cu toții, fiecare știe exact care sunt defectele celuilalt. Bă, niciun candidat nu vorbește niciodată de modul în care el va reuși să învingă sistemul.
cum faci tu? Ajungi președintele României, da? Nu mai contează că te-ai duelat cu ăla, că ai fost prieten cu Traian Băsescu sau nu, da? Că cine te-a propulsat acolo, câți kilometri ai alergat în campanie electorală, câte oase ai pupat. Explică și mie, ca și candidat, cum vei învinge tu acest sistem, această inerție? Da? România este o țară aproape nefuncțională. Practic nu are legi viabile, nu se conduce practic după nimic. Este o lozincă a trădării și a hoției această țară. Da? Noi nu suntem cu nimic, nu mergem înainte cu nimic. L-am auzit pe Liviu Dragnea spunând, era în județul Vâlcea, tot așa la o biserică, spunând țara asta are un potențial turistic uriaș. Păi bun, vin și eu și îl întreb. Ca să ai potențial turistic uriaș, înseamnă să ai infrastructură în primul rând. În primul rând. Nu există nicio țară. Îi aduc, dacă vrea să citim primele 10 sau 20 de țări în clasamentul mondial al turiștilor în fiecare an, să vedem cum sunt stau țările. România se află undeva pe locul 50 în lume. La numărul de turiști avem 1 milion și ceva de turiști pe an. Deci potențial turistic uriaș înseamnă de la 10 milioane în sus. Franța având peste 70 de milioane conducând distanțat, aproape dublu față de a doua țară, Statele Unite. Aproape dublu are Franța. Da? Deci ăla înseamnă potențial uriaș. Dar nu în 70 de milioane. SUA are 50 ceva de milioane, Spania are 30 ceva de milioane, ok. Nu vorbim, dar peste 10 milioane înseamnă mare potențial. Deci de 10 ori cât are România. Dacă un om totuși, posibil viitor prim-ministru, da? Liviu Dragnea, cine știe, într-o vreme va fi și candidat la președinție, spune asemenea inepții, înseamnă că într-adevăr nu este pregătit. Da? Bun, nu o să întindem aici foarte mult, i-am dat ora asta mură în gură. Nici o țară fără infrastructură nu poate să aibă potențial turistic uriaș. România nu are nicio cale ferată, nu are nicio autostradă viabilă. Da? Nu are, în afara Bucureștiului nu sunt mai mult de 5 hotele de 5 stele în țară. Da? Nu sunt mai mult de 5 hoteluri de 5 stele în România, în afara Bucureștiului. Alea că au ele trecute, sigur că au, dar nu sunt aia. Deci unde este infrastructura, unde este potențialul uriaș al turismului? România este o țară marginală pentru turism, așa cum e Uganda, de exemplu, care trăiește și ea lângă Kenya și Tanzania, care au potențial turistic mai mare decât România și sigur le exploatează. Uganda nu prea are, dar trăiește în spatele lor. Cam așa suntem și noi aici, lângă Grecia, Turcia, Bulgaria, zona adriatică și așa mai departe. Ai niciun potențial turistic, de fapt, România. Decât dacă am fi făcut din țara asta, imediat după 90, o sursă de turism. Bun, acum ca să mă întorc. Deci, apropo că de aici plecasem de la inerția asta. Vreau să văd și eu un candidat care îmi va explica, după 25 de ani, în care clasa politică a trecut în derizoriu tot ce înseamnă bunul mers al unei societăți, mecanismul, bielă, manivelă ăla, da? Rotițele alea, da? Noi nu avem pus pe șine un drum liniștit, adică, bă, țara e bine așezată, acum că a venit unul de rea credință, a stat și el un cincinal, nu e o dramă, pentru că direcția este clară a țării, știe unde să merg. Noi nu avem nimic, nici măcar în sensul ăsta. Cum a bătut vântul, așa am fost. Nici acum încă noi nu știm unde să o luăm. Spre China, spre Rusia, spre Uniunea Europeană, spre Statele Unite. Și aici ai cum bate vântul. Dovadă că România n-a avut niciodată demnitatea a clasei politice. Noi, cu toții suntem în această direcție și toată lumea să respecte asta, pentru că nu e o chestiune de voință. Nu înseamnă că dacă tu ai ajuns prim-ministru și ție îți place China, noi trebuie să ducem spre China, că poate nu-i momentul. Deci niciodată n-ați auzit în 25 de ani să spuneți, bă, direcția României este asta. Toată clasa politică, de la Zgabercea și Nicolicea până la șeful statului, cu toții să aibă aceeași opinie. Așa ar fi fost normal. Ei reprezintă țara, căcații ăștia. Adică se duc în deplasări, deci iau diurne, nu știu ce, ei țara o reprezintă, că nu pe bunica. E bine, nici unii n-au reușit niciodată să se pună de acord pe chestiuni de tipul ăsta. Cum va reuși viitorul șef al statului? Traian Băsescu n-a reușit, da? Să se lupte cu inerția acestui sistem. Adică să se spună la sfârșitul mandatului sau mandatelor lui, uite bă, ăsta a lăsat România într-o perspectivă. Nu s-a întâmplat până acum niciodată lucrul ăsta. România este întotdeauna exact ca omul ăla care trăiește de pe o zi pe alta. Deci noi trăim de pe o zi pe alta. Suntem ok astăzi, dar nu știm
ce ne va aduce ziua de mâine. Lăsați-mă cu criza, că nu e vorba de asta. E vorba de structură aici, de structuralitatea, de verticalitatea ansamblului. Nu s-a construit nimic trainic. Și nu cred că poate să vină vreun politician să ni se spună că astea au fost cadouri. NATO, noi neavând armată încoată, spun, da? Vorba americanilor, că au spus-o foarte bine, NATO suntem noi ce tot vă făliți acolo cu. Aveți probleme cu NATO, vorbiți cu noi. NATO este Statele Unite. Ce, că a primit Statele Unite într-o congregație de genul ăsta? Păi au primit și pe alții. Da? Statele Unite au și venit la noi. S-au instalat la Deveselu și au instalat cu Gălnicianu niște baze. Da? Sigur că ne-au primit și acolo, încoată, nu-i nimic asta. Uniunea Europeană, în același mod, păi dacă suntem în Europa, ce vroiai? Noi n-am avut războaie cum a avut Iugoslavia. Asta a fost avantajul nostru din punctul ăsta de vedere. Eram mămăligar și am explodat mai greu. La Iugoslav chestia asta nu a existat, pe ei durea în cot de Uniunea Europeană, de Statele Unite, da? Au stat cu pieptul în față, dar măcar n-au clipit, au avut demnitate. Sigur, au avut de pierdut, sunt ultimii în Europa, dar au avut demnitate. Noi n-am avut. Noi am fost primiți în Uniunea Europeană, atenție, ca măturători de stradă. Și România este măturătoare de stradă în Uniunea Europeană. Nimeni nu dă 2 bani pe cetățenii români în vestul Europei. 2 bani nu dă. Iar oamenii individual luați așa nu reprezintă nimic. De dacă ești român, deja 70% din calitățile pe care puteai să le ai pe linia de start ți-au fost luate. De ce? Pentru că țara nu este fiabilă. Nimeni n-are încredere când aude vorbindu-se despre România. Politicienii n-au reușit să o aducă la un nivel de încredere față de parteneri. Că asta contează. Ce ești în ochii altora, nu ce crezi tu despre tine. Noi nu suntem nimic la nivelul ăsta. Sigur că ei nu vin să ne spună lucrurile astea în față, dar realitatea asta este. Vreau să văd și eu un candidat care va reuși să bată sistemul după Ponta. După Iohannis, nu mă interesează. Bun, ajunge Victor Ponta, întrebarea asta nu-și mai are sensul. Uitați-o. El nu mai are cu ce inerție să se lupte, pentru că ei au fost cei care au creat-o și care au desăvârșit-o. Ceilalți însă, după exemplu celorlalți președinți, tot cu Escu să terminau amândoi, n-au reușit. Fie că n-au putut, nu erau capabili, fie că nu și-au dorit, fie că nu era momentul. Da? Mergea și așa, fie că erau alte priorități la un moment dat. N-au reușit să scoată țara din, în ciuda acestor eforturi instituționale remarcabile făcute, să spunem, în ultimile luni. E târziu și oricum, în momentul în care tu vii la televizor să-ți înjuri primul ministru pe care tot tu l-ai numit, nu știu câtă credibilitate are și asta în Occident. Bun, o faci, ultima sută de metri, ne întrebăm și noi, e destul de absconsă discuția asta, nu înțelegem nici noi, foarte clar, o spun sincer, care-i miza unui președinte al țării în momentul de față, într-o campanie electorală, să susțină un candidat cu o asemenea vehemență în fața altora, deși a priori pare să fie o miză pierdută. Deci, e foarte greu de înțeles aici. Vorbim științific, vorbim nu afectiv. Pentru interesul țării. Nu mi se pare o carte câștigătoare. Adică dacă după 10 ani de mandat, da, atâta experiență politică acumulată, încoată spun, Traian Băsescu a fost într-adevăr net superior oamenilor politici ai vremii sale, adică ultimilor 10 ani. Nu poate să spună niciun om politic în România cu sinceritate. Băi, eu am fost net superior lui Traian Băsescu. Nu. Băsescu a câștigat toate alegerile la care a fost, da, și a făcut treaba cum ar veni la... Bă, totuși, după 10 ani, deci atâta experiență, să fii liderul clasei politice, să ai o asemenea miză, cu asemenea înverșunare, adică să fii pur și simplu umilit la alegerile prezidențiale, pentru ce? Pare să fie destul de bizar. Adică mai sunt bărbați de genul ăsta și în alte categorii pe care nu-i poți înțelege nici să te pici cu ceară. Adică atunci când vine vorba de o femeie, Dumnezeule, i-a luat mințile bărbatului. Și nu-i Traian Băsescu singur în această situație absolut deloc. Au fost atâtea exemple în societate și desigur nu numai la noi. Dai peste o femeie, bun, ok, bă, dar cât poate și femeia aia? Să-i, în regulă, îți place de ea, ești îndrăgostit de ea, ai tot felul de afecțiuni, bă, dar până la un punct. Adică aici nu vorbim totuși de a ieși și a ne duce de mână la munte sau de a participa la nu știu ce bairam. Deci e vorba de o moștenire, preluarea unei țări, care oricum este imposibilă chestiunea
toate sondajele ne-o și arată, că chiar nu este ceva firesc. Dar în fine, prea fericitul Daniel, ăsta l-a decorat cu Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni la mănăstirea Hurezu, în Vâlcea, pe Liviu Dragnea. Deci generozitatea lui Liviu Dragnea, să știți că n-are margini. Sunt promiți puțin, cum face el, și să te ții de cuvânt, adică să nu te ții de cuvânt, dar nu poți să spui asta în campania electorală când tu ai o biserică, adică ești un nimeni. Păi vine Liviu Dragnea cu compresorul, ți-o dărâmă mâine, mă, nenorocitule. N-ai plătit niciodată taxe, cine ești tu? Și deci atunci, dacă Liviu Dragnea îți promite și nu îți dă, tu ce spui? S-a ținut de cuvânt. Preoții au fost întotdeauna cu cei care erau la putere. Ei n-au fost niciodată, România, bineînțeles, n-au fost niciodată niște demni, da? Niște martiri, cum ar fi trebuit să fie. Atunci poate că n-am fi iubit biserica, dar măcar i-am fi iubit pe ei. Acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat. Ei au fost marile pușlamale ale tuturor regimurilor. Fie că era vorba de Ceaușescu, fie că a fost vorba după ei, niciodată n-au ținut cu poporul, pe care lumea l-au mințit în vorba unor, da, în ideea unor vorbe false în care nici ei n-au crezut niciodată, așa, în loc să se pună scut și să spună noi nu avem treabă cu economia și cu pensiile și cu noi suntem, da, trimișii lui Dumnezeu pe pământ. Noi vrem să facem dreptate, suntem alături de om. Așa ar fi trebuit preoțimea să acționeze. Mi-a s-a dat întotdeauna cu politicul. Da? I-a lăudat pe politic. Bă, deci eu să fi fost preot. N-aveam nicio treabă niciodată. Nu mă interesau oamenii politici. Nu i-aș fi primit niciodată în campania electorală la mine în biserică. Bă, aia e biserica mea. Cum spunea ăla cu gara. Asta e gara mea. Nu vii tu om politic la mine, tu ești un borfaș. Deci vă reamintesc, preasfințite, Liviu Dragnea intră la pușcărie. Da? Și Liviu Dragnea este inculpat. Liviu Dragnea a fraudat în niște alegeri, un referendum. Da? Liviu Dragnea nu are de ce să fie decorat de biserică, pentru că dacă biserica îl decorează, înseamnă că și biserica este ca și Liviu Dragnea. Deci astfel de gesturi nu se fac decât dacă ești un securist sau un neom. Da? Exact ce spuneam. Dacă ai demnitate ca părinte, nu-i dai unei lichele niște decorații. Te abții. Da? Te abții. Până termină cariera politică, de exemplu. Pentru că niciodată nu poți să-i dai unui om politic la putere o decorație dacă ai un pic de demnitate. Da? Nu lauzi un om politic aflat la putere când ești preot. Poți să vorbești despre cei care o duc prost, despre cei din opoziție eventual. Tu nu trebuie să fii pupin curist. Nu trebuie să fii cu ăla care-i tare. Doar ca să-ți dea și ție ceva, să te ierte. Deci, că nu ăsta-i rolul tău. Tu, dimpotrivă, ar trebui să fii împotriva ăstora care sunt la putere. Au pe față. Bineînțeles că nu-i rolul tău să te cerți cu ei. Dar să-i lași să descurce singuri. Treaba ta să fie ăia care o duc mai prost un pic. Da? Și cei cu șanse mai mici. Nu să te dai cu stăpânirea. Să te dai cu stăpânirea nu sună bine. Deci asta e o recomandare nu numai pentru preoți, ci pentru cei care au aprozare. Da? Și pentru cei care au sere. Și pentru cei care merg un pic mai tare cu mașina. Sau dau un pic radio mai tare în mașină când merg. Nu trebuie să țineți cu cei care sunt la putere când sunteți bine plasați. Pentru că asta nu vă avantajează și nu vă consideră mai mult. Împotrivă. Este un punct prost. Dacă îi susțineți pe cei care vin din urmă, aveți mai multe de câștigat. Măcar un pic de demnitate. Pentru că altfel sunteți taxați drept oportuniști, drept farisei. E simplu să fii cu ăla care e în față, ca să-ți dea ăla ceva, să te scutească ăla de ceva. Bun, după cum am aflat și noi că se întâmpla prin toate domeniile astea cu importanță. Da? Te sprijineam, dar tu mă scuteai de plata taxelor sau, da, îmi puneai și mie, mă lăsai în pace. Asta nu înseamnă, mă, că ești un demn. Înseamnă că ești un borfaș care a încercat să te pui cu alți borfași, că nici aia n-ar fi putut să facă un asemenea troc cu un pârlit ca tine. Decât dacă erau și ei de același nivel. Bineînțeles, altfel nu discutau cu tine, te arestau direct. Sau trimiteau controlul la tine. Fenechiu, fraților, ne-a povestit, Relu Fenechiu, amicul nostru, cum decurge o zi din viața lui de pârnaie. Fostul ministru al transporturilor a declarat, asta știam, că a fost un copil sărac,
Să și vede la educație, să vede la cultură. M-am născut într-o familie modestă, într-o comună din județul Bacău. M-am născut la Khartoum, pe Nil, în Sudan. Între mătăsuri, da, ce vă spun eu vouă, voi nu știți asta. Spune-ne, diplomatule, că băgăm cuțitul în tine. Vă spun tot. Și laptele ce l-am sub de la mama. Eram la Frankfurt, la casino, câștigam. Cam ăsta era Relu Fenechiu. S-a născut într-o comună din județul Bacău. A fost învățat de mic cu munca și greutățile, adică ai lui erau săraci lipiți pământului, da? Uite, așa a devenit încet, încet un tânăr bijnițar de perspectivă. Asta sigur că nu-l sperie nici frigul, nici mâncarea la cazan și nici condițiile mizere de cazare la care s-a reîntors. Dacă ești puțin gospodar, adică dacă ești bijnițar, ești descurcăreț, poți face din spațiu de detenție un loc decent. Și fiți atenți acum ce ne spune omul ăsta. În acest spațiu desfășor aproape toate activitățile. Mă interesează și eu să știu cum suferă Relu Fenechiu în pușcărie. Mă trezesc dimineața la ora 6, te trezesc ăia la 6, că nu cred că te-ai sculat tu chiar așa. Și până la 7:30 fac diferite activități administrative și iau micul dejun. Ce dracu o fi însemnând asta, o să vedem mai târziu. Apoi, deci după 7:30, fiți atenți, mă apuc de lucru. Lucrez la mai multe invenții, articole și lucrări științifice. Deci la mai multe invenții, articole și lucrări științifice. După 7:30. După aia fac sport atât în cameră cât și la sala din afară. Oricum mai mult decât în libertate. Ce are timp să alerge. Am studiat codul penal și civil, precum și codurile de procedură. Iar acum studiez codurile comentate de specialiști și jurisprudența CEDO din 2000 până azi. Am demarat mai mult acțiuni cu scopul de a încerca să clarific situația dosarului meu. Sper că până la urmă un judecător român sau străin va avea curajul să spună adevărul, adică despre el. Cea mai mare parte a timpului citesc și scriu. Deci nu neapărat lucrează la invenții, articole și lucrări științifice. Lucrează și la alea, după care aleargă mai mult decât alerga în libertate, după care cea mai mare parte a timpului citește și scrie. Bun, să reținem. O dată pe săptămână mergem la capelă. Mergem la club, unde discutăm pe diverse teme legate de evenimente recente. Participăm la proiecte și programe educaționale. Mergem mergem de două ori pe săptămână la magazin. În fiecare zi, o oră și jumătate, ieșim la plimbare, unde avem posibilitatea să alergăm sau să facem diferite exerciții fizice. Pe tot parcursul zilei urmărim știrile, iar seara ne uităm la filme sau emisiuni de divertisment. Păi mâncați așa și eu ție, blugii tăi. Câte ore are mă la tine ziua? Bă, tu ești nebun? Cum să faci? Deci tu toată ziua te uiți la știri. Seara te uiți la filme și la programe de divertisment. Cea mai mare parte a zilei citești și scrii. Care parte a zilei? Uitându-te la știri, tu citești și scrii. Bun, ok. Faci invenții, proiecte, da? De la 7:30 până alergi, în două rânduri, ați văzut? Aleargă și la prânz, aleargă și după amiaza. Merge la magazin, bine că nu ne-a spus că se duce la mall. Se duce la capelă, au activități unde discută. Când ai tu timp să le faci, mă, că ești pușcăriaș? Tu nu te mai duci la toaletă niciodată. Nu stai pe WC-ul ăla câte 4 ore, cum stăteam noi după ce mâncam o conservă alterată. Ce faci, mă? Da, tu te speli pe dinți, nu te mai speli pe cap. Ce se întâmplă în programul ăla tău? Nu trebuie să vă faceți bocancii pe acolo? De unde aveți voi timpul ăsta, mă? Ce minciune ordinare. Citește și scrie toată ziua. Unde, mă? Deci ați văzut care este programul lui Relu Fenechiu. Să știți că s-a apucat de scris, era o chestiune de câteva zile, evident, Sorin Roșca Stănescu. Și-a regăsit talentul, bineînțeles, în spatele gratilor, la el n-a fost mare problemă, și ne dă lecții, fraților, despre Statele Unite, Franța, Marea Britanie, când va sucomba regimul Băsescu, care e realitatea, vom avea o nouă justiție. Bă, permite-mi să pun niște steluțe de alea după un F, da? Pe tine grija, mă? Tu ești la pușcărie, mă,
SRS-ule. Lasă-mă că ne-ai deontologii destul, mă, din libertate. Taci dracului din gură și stai acolo la pușcărie. Da, că ești și tu unul dintre ăștia pe care îi nominalizăm în gând în fiecare seară. Da, ești și tu unul de ăsta care acolo era, mă, locul lui. Lasă-ne, mă, cu astea, cu legislativul, cu executivul. Îți meritai soarta. Ți-o meritai, tată. Ai furat. Ai furat. Ai luat-o pentru o găinărie. Puteai să fii băgat la pușcărie pentru alte 100 de chestiuni. Taci, mă, din gură. Da. Statele Unite, Franța și Marea Britanie. Ce știi tu, mă, despre astea? Stai tu liniștit, mă, la pârnaie. Ți-a fost bine cât ai domnit în presă. Te-ai îmbogățit, da. Ai fost un mega șpăgar. Ai recunoscut că erai un șpăgar. Ce-ți mai trebuie ție acum? Bă, mi se pare absolut uluitor. Am mai spus-o zilele trecute. Cum e posibil ca oamenii ăștia, cum ajung în pușcărie, cum dintr-o dată să vadă realitățile românești? Bă, au așa o paletă de gânduri dintr-o dată. Și era și Năstase. Un pic așa, cum fruntea încrețită gândindu-se. Totuși, nu știu dacă acolo faceți bine. Fiți atenți, vă atrag atenția să fie foarte clară. Cu siguranță ar trebui să auzim, este o decizie oportună. Ce sunt astea, bă? Ești un pușcăriaș. Trebuia să ai grijă de noi când erai în libertate, mă, să nu furi ca bou. Ce îți trebuia ție, mă? Tu ești un nenorocit, da? Areți înfiorător, mă refer la SRS-ul ăsta, da? Ce îți trebuia, mă, să pui atâtea pe tine, mă? Să strași toate foloasele, să iei șpăgile la una după alta. La ce îți foloseau toate astea, mă? Și știți de ce? Că erau convinși, în ciuda acestor deontologii de mucava acum, erau convinși că țara asta este patria nimănui, mă, pe care o poate fura oricine, oricare dintre noi. În momentul în care ajungeai la o funcție, repede să stragi câteva femei pe lângă tine, repede să ai niște șpăgi asigurate, repede niște case să construiești, repede niște mașini, să pui repede niște bănuți undeva deoparte, prin offshore-ul, te interesai toată ziua unde să-i mai adăpostezi, păi ăștia unde îi pun? Ăștia îi las la vedere sau nu? Ăștia unde? Ăia unde? Da, vezi că ți-a venit secretara. Un minut mai așteaptă, că nu te iert, că seara asta nu... Așa, unde îi pun? Câte mașini ți-ai luat? Mai ia-ți vreo 3. Mai fost niște case. Asta i-a interesat, mă. Când ajung la pușcărie, ne vorbesc, la încuia, mă, casele toate. Da? Sunt în regulă, toate mașinile sunt în garaj. Stau, sunt ok. Conturile, femeile îți mai scriu, mă. Așa sunteți toți, bă, fraților. Când ați ajuns acolo dintr-o dată, sfaturi peste tot, cărți, da? Ordine științifice, da? Ca și cu Ana Leana. Ne mai mirăm că aia când a ajuns la putere i-au trebuit titluri. Dar ăștia cum fac, mă? Cum să te apuci de scris în pușcărie? Din potriva, trebuie să stai să citești eventual. Mai recuperezi și tu, că timpul acolo trece oricum. Mai citești, mai înveți tabla mulțirii? Da? Mai scrii după dictare din când în când, le mai dai o dictare și celorlalți deținuți? Asta înseamnă să fii un bun român. Mănânci conservele alea expirate și nu crâgnești? Da? Mai refuz câte un pachet de acasă și așa mai departe. Dar nu te apuci de scris, mă. Asta ți arde ție, dar de ce n-a scris în libertate cărți după cărți? Una după alta. Cred că nu era îndeletnicirea de bază a acestor oameni. Năstase n-avea timp de atât a scris cât a avut de furat. Mai mult a furat decât a scris, nu? Eu cred că da. Mai mult, un pic totuși mai mult a furat. E, cum a ajuns la pușcărie? Cum s-a apucat de scris? Bă, nu era vreo clanță de furași pe acolo? Sunt convins că al de Copos și Meme la atelierul ăla de tâmplării au băgat ceva în buzunar. Absolut convins. Și când mai vine cineva cu pachetul, îi dă pe zi. Asta du-le acasă. Am luat și eu niște cuie. Ce, acolo ce ai? Te piunezi, dă-i, lasă-mă. Hai, bă, copilul. Da? Tata e la pușcărie, da? E pe nedrept. Păi au lacrimile și roind. E nedrept, tată, pe nedrept. Ce canalii și copiii ăia. Băi, să fi avut un asemenea om în casă, m-aș fi dezis de el, tată. L-a băgat la pușcărie, acolo-i locul. Adică, ce vrei să spui cu asta? Da? Că justiția din țara ta este un rahat, da? În principiile justiției sunt un căcat, de-aia a intrat tactul sau unchiul sau mătușa sau bona la pușcărie, că-i defect sistemul. Păi nu, de-aia înseamnă că și tu ești defect, mă. Adică, toată familia voastră e regulă, numai sistemul democratic nu. Asta te descalifică, tată. Ce automat. Eu nu zic să nu-l plângi acasă, supernă, pe tactul sau pe măta.
că au ajuns la pușcărie. Dar nu poți să declar public asta. Poți să te înfățișezi public, să mai fii și arogant. Chipurile, noi suntem niște proști. Las că iese babacul și ne aranjează pe noi. Nu, mă, dar așa a fost până acum, bă. Acum e vremea noastră. E vremea noastră, ăstora care, într-adevăr, asta am făcut în fiecare zi, da? Ne-am rugat la îngerașii noștri să ajungeți voi la pușcărie. Asta făceam. Acum e vremea noastră, nu mai e vremea găinarilor și a imobiliarilor. Ăștia să cam duc la pușcărie. Măcar până în noiembrie, acum, pe 16 noiembrie, cică. Poate mai intră câțiva. Poate, cine știe, și până la sfârșitul anului, mai gândesc că mai intră unii. Măcar atât. Am avut și noi, trebuie să recunoașteți, perioada noastră. Da? Luăm publicitate și ne întoarcem cu finalul. Pachetul Osho, fraților, 8 volume, aici vedem câteva dintre ele, unul dintre cei mai cunoscuți lideri spirituale ai secolului 20, care răstoarnă tiparele clasice de gândire, 89 de lei aceste volume, un SMS cu textul litera la 1800 tarif normal. În evenimentul zilei de mâine, intervenția lui Traian Băsescu despre Ponta și Iohannis, mincinoși și corupți, iar în adevărul, dosarul Microsoft, avantaj pentru barca puterii, într-adevăr păsuiți Șerban Mihăilescu și Cati Andronescu până mai spre sfârșitul lunii octombrie, dacă se va lua o decizie împotriva lor. Deocamdată ei au parte de imunitate. Ce ar mai fi de spus? Mai sunt câteva chestiuni. Aș reveni un pic la textele astea pe care le văd la interior. Am avut eu la un moment dat niște contre cu Mălin Bot. El scrie într-un editorial în evenimentul: EVZ nu este Antena 3, asta enervează la culme pe unii talibani. Bă, te-aș sfătui totuși, încă nu ți-a căzut cașul de la gură. Știi tu ce să ia talibani? Deci a numi pe aia de la Antena 3 sau niște jeguri din România, de orice fel ar fi ele, talibani, înseamnă că tu nu știi ce e istorie. Eu o mai ușor în general cu cuvintele, că așa făcea și Ponta când îl făcea pe Băsescu nazist. Adică nu știa ce înseamnă regimul nazist, probabil. Talibanii sunt altceva. Pe mâine seară.